Zeci de elevi olimpici din Alexandria participă în aceste zile la un program educațional și vocațional organizat de România Inteligentă. Copiii au ocazia, timp de 7 zile, să cunoască meserii pe care le-ar putea practica în viitor. Organizat sub egida România Inteligentă, acest program își propune să inspire și să ghideze tinerii în descoperirea pasiunilor și a potențialului lor profesional. După ce a participat la Ziua Media, unde a vizitat Radio Zoo, Antena 3 CNN și o tipografie, olimpicii au continuat activitățile cu Ziua Medicinei. Programul a început la Universitatea de Medicină Carol Davila din Capitală, unde elevii au discutat cu profesorii și studenții. M-ar fi ajutat extraordinar de tare să iau contact cu tot ceea ce se întâmplă în facultate, pentru că noi învățăm lucrurile la liceu, mai mult la nivel teoretic, ne mai povestesc profesorii, uitați cum o să fie la facultate, dar adevărul e că nu știi niciodată până nu încerci. Și consider că poate m-aș fi adaptat puțin cel mai bine dacă aș fi luat contact de dinainte cu tot ceea ce se întâmplă aici. A urmat apoi o vizită la Spitalul Universitar, dar și la o unitate ISU din București, unde elevilor li s-a prezentat, printre altele, și un curs de prim ajutor. În spatele dumneavoastră este zona de urgențe majore 2, se numește, unde sunt cazurile mai puțin grave. În partea stângă aici este zona cu majore 1 și resuscitare, unde intră cazurile cele mai grave. Este o idee bună, programul mi se pare interesant și foarte util în zilele noastre, când tinerii mi se par foarte dezorientați și e greu să-și aleagă meseria fără să cunoască niște lucruri de bază din fiecare domeniu. O să încep manevrele de resuscitare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Să-mi aducă cineva un defibrilator dacă este în zonă. Este un program extraordinar. Copiii trebuie să ia cunoștință cu toate tipurile de profesii cu care ei s-ar putea identifica. Fiecare din ei are o anumită vocație. Programul a continuat cu un curs de nutriție alături de Carmen Brumă. Noi, din punct de vedere alimentar, ar trebui să respectăm acest ciclu natural. Și dimineața să mâncăm pe săturate și la prânz, iar seara să avem grijă ca mesele noastre să fie din ce în ce mai simple. Am fost fascinată, întrucât eu vreau să mă duc la medicină și să urmez această cale a medicinei și a studiului în biologie și în științele anatomiei și în a descoperi misterele corpului uman. A fost o experiență de neuitat. Eu consider că a fost una dintre cele mai frumoase zile din viața mea. Mi-a plăcut tot. M-am gândit deja, vreau la medicină, de-aia am și venit în această excursie și am vrut să văd mai multe despre facultate, despre spital, despre această latură. În perioada următoare, în cadrul proiectului România Inteligentă, cei 50 de elevi olimpici din Telorman vor vizita Facultatea de Drept și Academia de Studii Economice.